de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața! Bună dimineața, cafeaua de dimineață pentru dumneavoastră și pentru noi. De aici, de la știri din Neamț și mesagerul de Neamț. 10 ianuarie, o zi interesantă, dacă ne raportăm la ce se întâmplă acum prin jurul nostru și, bineînțeles, cu raportare la trecut. În anul 49 era noastră, un general, nu KGB, un general, un mare conducător de armate, pe numele său Iulius Cezar, contemporan cu Burebista, ba chiar s-a spus la un moment dat că și-au trimis unii altora asasini ca să rezolve niște lucruri. Deci, Iuliu Cezar, la momentul acela, guvernator al Galiei și fost membru al triumviratului Pompei Crassus Cezar, a hotărât să treacă cu armatele pe care le avea în jurul său un râu, Rubiconul, fapt care însemna în acel moment o adevărată sfidare la adresa Romei, încălca legea, cum s-ar spune. Și atunci a rostit, spune Plutarh, un istoric, celebra frază, alea iachta est, adică zarurile au fost aruncate. Mă rog, astea sunt lucrurile consemnate, important este faptul. Acum încercați să vă gândiți la situația care este la granița Ucrainei, cu un general, fost general KGB, șef la KGB, care încearcă să treacă Rubiconul său, pentru că atacarea în acest moment a Ucrainei, legată de declarațiile celor de la, din NATO că vor sprijini Ucraina, nu știm până unde și cum și cât, s-ar putea să ducă la declanșarea unui război cu efecte cel puțin la fel de profunde ca și intrarea lui Cezar în Roma după ce a, în Roma după ce a trecut Rubiconul. Să nu uităm ce s-a întâmplat atunci. S-a instaurat de facto, s-a trecut de facto de la Republică în curând la Imperiu și nu e foarte departe comparația de ceea ce își dorește Vladimir Putin cu Rusia lui acum. Deci, alea iachta est. Om trăi și om vedea, după cum astăzi ar trebui, nu știu dacă la ora asta nu s-a dat și verdictul într-un proces care pentru prima dată cred că este transmis la nivel planetar, procesul unui jucător de tenis, întâmplător numărul 1, întâmplător care și-a declarat poziția de antivaccinist, care ar fi trebuit să participe la un turneu în care i s-a dat, pentru care i s-a dat o dispensă de către organizatorii turneului. Prim-ministrul Australiei, aflat într-o situație politică mai delicată, tocmai din cauza pandemiei de coronavirus, a zis halt și acum este, cred că în acest moment încă se mai... cred că s-a trecut la depoziția avocatului acuzării. Om trăi și om vedea ce se întâmplă și acolo. Dar după aceste două divagații, să venim la treburile noastre. Astăzi vreau să vorbim un pic despre administrație, pornind de la un pod și un bloc. Administrație județeană, administrație locală, lucrurile sunt perfect ilustrate de cele două cazuri. O să-l rog pe colegul Bogdan, zis și Călian, ca atunci când îi cer o fotografie să o pună pe ecran. Avem, oameni buni, exemplu podului de la Tupilați. Dacă
Bogdan ne poate pune o fotografie. Mărește-o, Bogdan, mărește-o, te rog frumos. Așa. Deci, observați cum arată lucrurile acolo. Oamenii aceștia ne spun că podul, în ciuda a ceea ce se vede în imagini, și probabil că au și dreptate, noi nu știm că nu suntem ingineri, ei sunt ingineri, că podul acesta se poate fi folosit, se poate circula pe el în siguranță, cu viteză redusă. Acum, de ce comparație cu administrația publică locală? Păi să le luăm pe rând. În podul ăsta din 2005 s-au tot băgat bani. La vremea respectivă s-a spus că pila 1, adică pilonul 1, bănuiesc că așa este, în 2005 a suferit niște distorsiuni și de acolo lucrări care au durat până în 2012. Deci s-au pompat bani în continuu, în continuu. Rezultatele le vedem în 2022. Administrația publică locală este precum podul acesta, un loc în care tot timpul vin și se bagă bani în bunăstarea funcționarilor. Și după 2-3 ani se constată că mai trebuie și mai trebuie și tot mai trebuie. Dar în timp, ca și la pod, lucrurile merg cu viteză redusă în zona lor. Păi haideți să ne gândim. Cât de rapide sunt reacțiile administrației locale atunci când apare o asemenea informație? Păi vă spunem noi, purtătorul de cuvânt neoficial al Consiliului Județean, domnul Adrian Niță, că el are cu totul o altă funcție acolo, nu este purtător de cuvânt, dar trebuia găsit o încadrare. Viitorul prefect al județului a fost contactat de noi de mai multe ori să ne dea un răspuns. Noi îl înțelegem perfect pe domnul Niță, el are încă o doză de bun simț dată de, știu eu, faptul că a crescut într-o familie care l-a educat cum trebuie, cât, cel puțin așa credem, și n-a dat un răspuns definitiv niciodată. O să mai întreb, o să mai vedem, o să vedem, am înțeles că se poate circula, dar o să vedem, n-a dat niciun răspuns. Și așa se întâmplă cu orice cerere de informații care se face la Consiliul Județean Neamț. Până ei dau un răspuns doar atunci când vine viitura peste ei. Așa e și cu podul. Vine viitura sau scade nivelul apei, se vede dezastru făcut de cei care au reparat podul în timp. Pe care, bineînțeles, nu-i trage nimeni la răspundere, pentru că nu e așa, au trecut niște ani, atunci s-a făcut o comisie de recepție. Cineva a semnat și a asumat lucrurile astea. Ce mai contează acum? Ni se spune așa, băi, prin decembrie au observat și ei care e situația cu, ca să nu greșim, terasamentul care protejează rosturile dintre fundație și elevație și care este spălat. Deci au observat și ei în decembrie. Ce ne spune un domn Racoviță de la București, pe baza informațiilor primite de la Consiliul Județean, probabil, sau via funcționarii locali? Că după ce au văzut în decembrie lucrul acesta, în noiembrie, deci ați înțeles, da? Deci au văzut în decembrie și în noiembrie au hotărât să pună podul pe lista de investiții la Angel Salini. Mă rog, nu mai este important. Ce putem noi să vă spunem acum este că oficial nu există nicio expertiză din decembrie până acum făcută cu rezultate publice care să ne spună care este starea podului. Se circulă cu viteză redusă. Celălalt exemplu, un bloc
din Piatra Neamț, pe strada Ecoului numărul 3, lângă școala Nicu Albu, fosta școală 10. Dacă o să-l vedem, el e o clădire frumoasă, din telegondolă vezi că este singura clădire înaltă din zona respectivă, o clădire care am înțeles că are și expertiză tehnică, are tot ce trebuie ca să fie solidă. Ce nu are? Nu are autorizație de construire pentru 4 etaje. Și asta nu de ieri de azi, ci de prin 2014, când au constatat pentru prima dată cei din administrația locală că, vezi, Doamne, acolo ceva nu este în regulă. Ce au constatat? Au constatat că omul a început lucrarea fără autorizație și doar cu un certificat de urbanism, care nu ține loc de autorizație. Pe certificatul de urbanism scria frumos, P+8. Că așa-i în primărie. Ai cerut, ți-au dat, că nu-l obligă la nimic certificatul. După care omul a început lucrarea. Constructor fiind, știa că nu poate să înceapă fără autorizație de construire. A început-o. A venit imediat Val Vârtej, compartimentul de specialitate din primărie, și a luat măsuri. A dat o amendă de 1.000 lei. Pe lege, probabil. După care, omul a construit în continuare. A scos și o autorizație pe P+4. Atât de bucuros a fost că avea autorizația pe P+4, a construit atât de repede, încât într-o dimineață când s-a dus pe șantier șeful, a zis, bă băieți, dar ce ați făcut voi? Ați ajuns la P+5? Uite, domne, s-a ajuns la P+5. Mai contează că cineva trebuia să țină, să urmărească lucrarea. Ei, la P+5 a venit și primăria. Și a constatat că s-a depășit nivelul. Ce au făcut? Legal. I-au dat o amendă de 10.000 de lei. Nu știu cum e cu amenda în construcții. Dacă o plătești, e mai puțin ca la circulație. Habar, n-am. Și au dat, tot pe lege, o hotărâre de sistare a lucrărilor. Când ai o hotărâre de sistare a lucrărilor, probabil că ar trebui să o și urmărești dacă ea se întâmplă. N-au urmărit-o. Pe lege au făcut o plângere penală. Dar nu s-a uitat nimeni dacă lucrările continuă. Și au continuat așa în virtutea inerției, s-a ajuns la etajul 8, s-au făcut finisări, au vândut și niște apartamente. Asta e. Ce au făcut cei din primărie în continuare? Ei au respectat legea. Au respectat legea. Prin 2016, secretarul care acum, de atunci, care acum probabil că vorbește perfect limba franceză, mai bine limba franceză decât înainte, fiind plecat în Franța, știți, la noi din Neamț, cine are o problemă pleacă în Franța, sau cine are bani pleacă în Franța. Îți mai faci o firmă de construcții, e clar că ai nevoie de un jurist acolo, ai o firmă de construcții, e clar că mai ai nevoie de niște constructori din Neamț, cu care ai lucrat înainte, mai o benzinărie, mai o chestie, mai o treabă. E, faci o treabă. Deci pleci în Franța. Ei, domnul Fecic, ce ne spune? În 2016, deci după ce blocul era terminat, cu apartamente deja vândute, sunt niște litigi în derulare. Primăria a câștigat definitiv și irevocabil procesul intentat de respectiva societate, prin care aceasta a cerut noi să le permitem continuarea lucrărilor. Mai sunt pe rol două litigi, unul prin care societatea ne-a cerut să facem o recepție parțială a lucrărilor și un altul prin care să le eliberăm autorizația de construire. Ei aveau aprobat un proiect pentru 4 etaje, nu de 8 etaje. Pentru a avea un bloc cu 8 nivele, la acea zonă e nevoie de puz și nu poți să faci puzul acum pentru a intra în legalitate. Aici a apărut blocajul, spunea Senin la acea vreme domnul Fecic. Că dacă s-au vândut apartamentul, tot Senin ne spune că legal nu se puteau vinde,
În acel moment, nefiind făcută recepția lucrărilor de către primărie, cei de la cadastru nu pot elibera certificatul de întabulare care este necesar pentru obținerea actului de proprietate pe apartament. Tocca, adică punct, cum spune domnul Putin, probabil în discuțiile cu NATO și cu americanii în acest moment. Asta era prin 2016. Știți care este situația acum? Fix la fel. Și că există un litigiu, am întrebat la primărie. Este un litigiu care probabil se va soluționa prin anul 2024-2028. Blocul respectiv, în mod normal, nu are cum să aibă utilități racordate pentru ca el să poată fi locuit. Utilitățile care sunt ar fi pe baza autorizației, nu știu, organizării de șantier, parcă vreau să spune. Care șantier, care organizare, tot cei din primărie ar trebui să ne spună. După cum și cei care dau curent electric acolo, cei care asigură apa, cei care asigură probabil gaze, dacă or fi. Deci, ați înțeles cum e cu administrația locală? Orice se poate face, orice se poate acoperi, atâta timp cât găsești niște spoială, hârtii de spoială, cum le spunea cineva, ca să acopere lucrurile. Și când nu se mai poate, trimiți în instanță. Trimiți în instanță și tu, ca administrație, accepți să stai capră pentru orice lucru de acest gen. Dacă funcționarii și-ar fi făcut treaba, dacă domnul Chitic, fie-i amintirea de primar vie și nemuritoare în Piatra Neamț, deci dacă domnul Chitic ar fi luat taurul de coarne, lucrurile s-ar fi rezolvat. Dar era greu să iei taurul de coarne. Pentru că societatea care a construit, a cumpărat terenul de la un om de casă, la un moment dat, al fostului primar Ștefan, care om de casă a obținut certificatul cu P+8, i-a dat constructorului, care și el era firmă. Firma lui era o firmă de casă pentru respectiva administrație, poate să o spună și Telegondola de sus, așa, care și-a permis să construiască inițial fără autorizație, apoi să depășească autorizația, iar funcționarii stăteau în poziția ghemuit ca să nu cumva să supere sau credeau ei că vor supăra pe cineva. Și așa s-a ajuns la situația de acum. Cei care au greșit ar trebui să plătească. Plătește cineva în Neamț pentru lucrurile astea? Nu. Plătește cineva că s-au făcut lucrări de mântuială pe la poduri și podețe din județul Neamț? Fie că aparțin de drumurile naționale, fie că aparțin de cele județene? Nu. De ce? Pentru că pot să facă lucrurile așa. Pentru că nimeni nu-i trage la răspundere atâta timp cât tătucii sunt în putere. Cum pică tătucii, cum lucrurile încep să se împută. La Piatra Neamț, de exemplu, nu s-au împuțit, pentru că Gheorghe Ștefan și-a asumat multe lucruri până la capăt, dar există atâtea belele rămase de pe urma acelei administrații, încât e greu de crezut că lucrurile vor putea merge în continuare așa. Dacă nu există complicitate și acum, la nivelul autorităților locale. Ne oprim aici. Vă rugăm să ne scuzați că am bătut câmpii în legătură cu administrațiile locale, dar să nu uităm cum am început emisiunea. Alea iachta este.